de ziua femeii, nu? Astăzi este ziua femeii, când unii bărbați oferă flori, alții pumni. Da. Din păcate, să nu uităm de ziua femeii, să nu dăm doar flori, să le dăm și un cuvânt frumos și să nu uităm că de ziua femeii și-a fost instituită pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale femeii într-o societate în care femeia valora în felul următor. Spunea Ioana, fata lui sau fica lui X sau Elena, soția lui Y. Vă rog să rețineți că suntem în secolul 21 și încă, chiar în România, femeile sunt fica lui sau soția lui. Casa de Cultură din Odovești n-a putut să organizeze un spectacol cu fulminantul cântăreț Fuego din motive pe care le cunoașteți. Însă, de acord cu domnul primar Daniel Nicolaș, ne-am gândit să vă oferim ceva mult mai interesant, educativ, formativ și care să vă amintească și peste ani că de ziua femeii ați participat la un eveniment unde ați descoperit lumea necunoscută a femeii și a oamenilor care au făcut frumusețea de țară în care trăim astăzi. Pentru aceasta am apelat la colega și prietena mea, Silvia Princeanu, fost redactor șef la ziarul de Vrancea, publicist, cunoscut, care împreună cu soțul ei, Dan Nichita, publicist, jurist, ne-au dat anul trecut, sau au tipărit anul trecut, cea mai frumoasă carte despre elita unionistă din Focșanii Unirii. Focșanii au fost nu doar un oraș al mahalalelor și mahalagiilor, au fost și un oraș al elitelor. Să nu ne imaginăm că acei oameni erau sfinți. Erau, cum sunt și cei din zilele noastre, iubitori de, spunem cuvânt grecesc, arhirofili, ca să nu spun că îi plăceau oameni, dar au construit o țară în care noi vorbim în limba română, circulăm fără să cerem permisiunea unor mari puteri. Iar Silvia Vrânceanu și Dan Nichita au reușit să reconstituie orașul Unirii prin personaje, pentru că istoria civilizației umane nu creează cataclismele, ci oamenii. Oamenii creează istoria. Și atunci, de ziua femeii, am invitat-o la Odovești pe Silvia Vrânceanu și cartea elitei Focșanilor Unirii. Domnule primar, în calitate de șef al administrației locale, vă rog frumos, dați un cuvânt oficial celor prezenți. Un loc să dai mai întâi cuvântul doamnelor. Doamna va vorbi cel mai mult. De aceea. Da, voi da cezarului ceea ce este cezarului, dar la momentul potrivit. Bun venit la Casa de Cultură a orașului Odovești, doamna Silvia Vrânceanu. Bine ați venit la noi, astăzi de ziua femeii, astăzi când celebrăm frumosul din lumea în care trăim, femeia, mamă, soție, soră, bunică, orice ar fi, radiază în jurul ei fericire, femeia, viața noastră, aduce implicări frumoase și cele mai, ceea ce este cel mai important, aduce statornicia și siguranța într-o relație. Este extraordinar de important să apreciem ceea ce este cu adevărat femeia, și anume cea care ne dă lumină, o rază de soare în fiecare zi, în viața noastră a bărbaților. Astăzi, 8 martie, se împlinește un an de zile de când doamna Hosu a devenit cetățean de onoare a orașului Odovești, tot în acest proiect al Casei de Cultură. Un an în care n-am mai avut voie să ne mai întâlnim, un an în care a trebuit să trecem prin această pandemie, un an care ne-a schimbat viața la 180 de grade și care, iată că, ne pune în situația ca un astfel de eveniment, unde avem un invitat special la noi în oraș și la Casa de Cultură a orașului Odovești, să trebuiască să ne ferim, să fim într-o, să păstrăm distanța necesară, distanța socială pentru a nu ne expune riscului de îmbolnăvire, însă, din păcate,
nu am putut să primim în Casa de Cultură pe toți cei care și-ar fi dorit să vină, să participe astăzi la acest eveniment. Și asta poate că mă întristează puțin. Pentru că noi, în evenimentele de la Olăbești, am avut grijă de fiecare dată, de invitații noștri, am avut grijă să le oferim tot respectul și toată considerația noastră pentru ceea ce au făcut pentru comunitatea, pentru comunitatea noastră. Astăzi, 8 martie, doamna Silvia Vrânceanu, Nikita, ne va prezenta Elita Unionistă din Focșanii Unirii. O să o lăsăm pe dumneavoastră să vorbească despre carte, pentru că este persoana cea mai potrivită pentru acest lucru. Normal, este cea care a scos la lumină, de suflipar, toate aceste cercetări, istorii, destine, patrimoniu, sunt ani de muncă înglobate într-o carte atât de subțire, dar sunt ani de muncă. Când doamna Silvia Vrânceanu a trebuit să stea în arhivele naționale și nu numai, în tot felul de locuri pentru a putea să găsească sursa acestor pagini care astăzi sunt prezentate la Olăbești. Bine ați venit la noi încă o dată. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să veniți și la Olăbești. Am fost invitată și am răspuns cu drag. Da. După ce cartea a fost lansată, exact acum un an și două luni, la Liceul Unirea din Focșani, Liceul Unirea, deci în orașul Unirea, la Liceul Unirea, unde profesor titular al Catedrei de Istorie este domnul profesor Nelu Taman, care a venit la acest eveniment tocmai din postura istoricului. Nu se crede că noi ne pricepem la istorie fără să fim și licențiați în istorie. De aceea, domnule Taman, sintetizați, vă rog, frumusețea acestei cărți, care aduce, nu doar în actualitate, ci face un act de dreptate, aducând pe aceste șevalete, e valabil și șevaletul, rețineți, chipurile, nu doar ale bărbaților, ci mai ales ale femeilor. Domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de toate, aș vrea să adresez și eu tuturor doamnelor și domnișoarelor, astăzi de 1 martie, să aveți parte de o primăvară frumoasă, la fel ca sufletele dumneavoastră, care ne însoțesc aproape de fiecare dată. Și, de asemenea, vă urez înainte de toate să rămâneți sănătoase, pentru că, în felul acesta, cu toții, sperăm să trecem peste ceea ce ne doboară zilele acestea. Dar ne întărește în același timp. Legat de acest demers, aș spune că nu este o acțiune solitară, ci ea se înscrie într-o activitate istorică contemporană, aceea de a descoperi, de a reliefa activitatea personalităților locale în desfășurarea evenimentelor și faptelor istorice. Și acest demers al transformării țării noastre într-o țară europeană nu începe, așa cum s-ar putea să se creadă, după 1989, ci el este cu tot mai profund, cu aproape 150 de ani, 200 de ani mai devreme. Membrii elitei politice și intelectuale din întreaga țară făceau aceleași eforturi pentru a scoate România din sfera aceasta orientală și de a o înscrie într-o cum să-i spunem așa, într-o situație mai apropiată de lumea europeană. Cartea nu face altceva decât să reliefeze câteva portrete ale acestei elite din orașul Focșani și din județul Pudna. Elită care își are și ea contribuția sa la făurirea acestui act patriotic din 1859. Nu trebuie să lăsăm deoparte, sau nu trebuie să lăsăm să rămână necunoscute faptele acestor înaintași, pentru și să glorificăm în același timp doar ceea ce s-a întâmplat la București, pardon, sau la Iași. Avem și noi, liderii noștri, locali, care s-au făcut auziți, care s-au făcut ascultați și care, prin demersul lor, n-au făcut altceva decât să contribuie la întregirea acestui neam. Vedeți, mult mai cunoscut este acel Moș Ondroată din Soveja, care cu acțiunea sa a reușit să convingă țărănimea la acea dată să accepte demersul unionist.
Ei, nici acel demers al lui Moș Ondroată nu este unul solidar, cum de altfel nici acțiunile acestor personalități expuse în această carte nu este de asemenea unul solidar. Ele se înscriu într-un demers comun, acela de a transforma locurile acestea, de a transforma țara aceasta în ceea ce ea este, o țară cu adevărat europeană. Și nouă, astăzi nu ne revine decât sarcina de a continua să înscriem România în această sferă europeană. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Aceasta a fost introducerea la cuprinsul evenimentului, cuprins suficient de generos, în care prietena mea, Silvia Brânceanu, va încerca să vă introducă în atmosfera Iepucii. Dacă Silvia Brânceanu? Da, eu mă mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu astăzi aici, mai cu seamă că sunt de-a dumneavoastră, de-a voastră. Mi-am muiat și eu picioarele în apa Mirgovului aici când veneam la Odovești și mă întorc cumva acasă. Profit un pic și de faptul că este domnul primar aici și poate că nu o să stea până la final, pentru că are treburi în administrație. Aș vrea să vă spun un pic câteva cuvinte despre mine, o poveste despre mine, pentru că eu nu sunt profesor de istorie, nu sunt specialist, nu am cercetat la viața mea foarte mult, dimpotrivă, când eram ca tinerii pe care avem astăzi aici, nu eram interesată de patrimoniu, de istoria orașului și vă spun cu rușine că în calitatea mea de tânăr reporter la Ziarul de Vrancea și la Monitorul pe vremea respectivă, am militat într-un articol pentru demolarea vechiului spital militar pe care autoritățile îl considerau un pericol de prăbușire. Un spital militar superb, care se afla lângă actualul spital militar, o clădire edificată la începutul secolului trecut și care, dacă ar fi avut șansa să încapă pe mâna unor arhitecți, ne-am fi bucurat astăzi de priveliștea ei, pentru că, din păcate, foarte puține fotografii au supraviețuit cu acel spital. Din păcate, nu există. Cum am ajuns eu să scriu o carte de istorie locală? Desigur că experiența mea de jurnalist, ca de 20 de ani, a fost importantă. Într-un fel aș putea să spun că m-a influențat și Valentin Muscă, pentru că el s-a alăturat echipei pe care eu o conduceam și a dus plus valoare în ceea ce privește cercetarea istorică. Și astfel am început să fim mai atenți la starea patrimoniului cultural din oraș. Din orașul Focșani, începând noi să facem o rubrică Monumente mutilate, pe care Vali a susținut-o foarte mult timp. Eu, având la rândul meu o slăbiciune destul de mare pentru oraș, pentru orașul vechi, cei mai în vârstă dintre dumneavoastră știți desigur că orașul Focșani arăta altfel. Da? Orașul Focșani s-a reconfigurat radical după cutremurul din 1977, care a fost un pretext să se distrugă strada mare, ulița mare care făcea legătura între cele două țări, între Focșanii Moldovei și Focșanii Muntenie, și s-au demolat foarte mult și se tot demolează sub ochii noștri. S-a continuat cu Comisia Centrală în 2004, da? Cred că eu și cu Vali și Ziarul de Vrancea la care noi lucram am fost singurii care au atras atenția că istoria se demola sub ochii noștri, oameni buni. Clădirea Comisiei Centrale din Focșani, Parlamentul, să zicem, al Unirii Principatelor, care funcționa în casa boierului Scarlat Bonta, și l-aveți aici pictat de pictorul Rosenthal, se păstrează în arhivele Bibliotecii Central Universitare din Cluj. Nu existau clădiri pentru funcționarea unor instituții la vremea respectivă. El avea o casă foarte arătoasă și a pus-o la dispoziția Comisiei Centrale din Focșani. Clădire care a traversat timpul până când eu aveam 30 de ani, să zic, și s-a demolat pentru niște interese imobiliare. Și s-a demolat și gara veche inaugurată de regele Carol I și regina Elisabeta și făcută după planurile marelui inginer focșănean, Angel Salini. S-a demolat casa marelui liberal Nicolae Voinov, îl aveți acolo, acum 4-5 ani, este în față, lângă sediul diplomatic TV, pe strada actuală Miorița, care se numea Voinov. Se afla casa lui, casă ridicată pe lespezi după modelul vechilor biserici. Nu am știut, din păcate, pentru că n-a avut cine să ne spună. Noi am început cercetarea după ce s-a demolat această casă.
a fost un liberal de frunte, a fost ministru al justiției. Deasupra, intenționat, am pus-o pe soția lui Eliza Voinov, era o doamnă a orașului nostru. O să vă spun și ceva mai puțin plăcut despre ea, pentru că istoria e făcută din lumini și umbre și are o mulțime de paranteze. Bun, am fost redactor șef la ziarul de Vrancea 20 de ani, am fost nevoită să plec, deși iubeam meseria mea de jurnalist și de reporter, atunci când presiunile nu au fost numai din exterior, ci au fost și din interior, știți foarte bine, traversăm încă o criză economică grea, iar eu mi-am câștigat pâinea doar din meseria mea de jurnalist și din nimic altceva. Am avut șansa, după ce am plecat de la ziarul de Vrancea, grație proiectelor în care eu m-am implicat, să merg într-o bursă oferită de guvernul american, ocazie cu care am avut șansa să lucrez pentru o lună la o organizație non-guvernamentală din orașul american Boston, oraș de unde se știe a pornit Revoluția Americană. Vă amintiți, bineînțeles, poate din filme sau din cărțile de istorie, că acolo s-au revoltat americanii împotriva taxelor impuse de coroana britanică la prețurile la ceai și a fost așa numitul Tea Party și i-au refuzat să... și apoi au urmat cu declarația de independență, cu Samuel Adams și așa mai departe. Orașul Boston este unul dintre cele mai vechi și frumoase orașe americane. Este un oraș mic care îmbină arhitectura modernă și zgârie norii cu clădirile și bisericile vechi, începând de la 1800 și ceva spre 1900. Și există acolo o 2,5 mile de traseu pietonal prin oraș, care le spune oamenilor istoria Revoluției Americane. În fiecare sfârșit de săptămână există oameni care se îmbracă chiar în costume de epocă. În America, pentru că la început au fost comunități foarte mici, tot timpul în orașele vechi cimitirele sunt în centru. Și acești oameni vin și le spun celor curioși și turiștilor povești despre oraș. Dar le spun nu ca în cărți, nu așa sex să spun, le spun povești despre viață. Și am parcurs pe jos cele 2,5 mile, se numește Freedom Trail, cred că, sau Trial, și am fost inspirată, cumva, am spus, Doamne, dar Focșaniu are, a fost oraș al Unirii, avem și noi povești de spus. De ce oare nu am avea și noi așa ceva? Și m-am întors acasă după experiența mea americană, și în ianuarie 2017 am decis să fac, să lansez proiectul cultural Povestim Focșanul. Aveți aici un roll-up. Este primul început care a dus în 3 ani de zile la publicarea acestei cărți dedicate elitei urbaniste a orașului. Am anunțat public, am făcut o cercetare în primul rând în teren, să vedem ce clădiri mai sunt în oraș, contemporane cu Unirea Principatelor. Pentru că, vrem sau nu, până la urmă, Focșaniu este cel mai cunoscut pentru că a fost oraș de graniță, că, mă rog, Pora Unirii, Milcovo, știți și voi foarte bine. Am avut bucuria să descopăr peste 30 de monumente, nu neapărat monumente aflate pe lista monumentelor istorice, clădiri vechi, obiective de patrimoniu, fie că este vorba de un gard, de un tablou într-o biserică, o pictură, o casă, care aveau legătură cu Unirea. Sunt clădiri ruinate de multe ori, care nu le mai spun nicio poveste celor de astăzi. Și bineînțeles, știți foarte bine că nu poți să iubești ceva ce nu cunoști. Motiv pentru care pe 24 ianuarie 2017, 65 de cetățeni au fost invitați de către noi într-un tur pietonal prin Focșani. Timp de 2 ore și jumătate ne-am plimbat și le-am spus oamenilor, nu singură, pentru că nu știam, eram la vremea respectivă și eu bobocel în cercetarea aceasta, cred că ai fost și tu invitat, Vali, și alți oameni care cunosc și care ne-au fost alături în acest demers de protejarea patrimoniului cultural. Și am aflat povești atât de frumoase, încât am repetat acest tur și de zilele orașului pe, în iulie, când s-a avut loc unirea administrativă între cele două orașe și în fiecare an pe 24 ianuarie. Am tot adunat informații, bineînțeles l-am atras și pe soțul meu în această cercetare. Cartea a fost publicată după o idee de-a mea, a fost ideea mea să facem această cercetare,
Însă soțul meu este cel care și-a dorit această carte. Este ADN-ul lui în această carte și îmi pare tare rău că nu este astăzi aici, pentru că ar fi avut probabil un discurs mult mai pregnant decât al meu. Fără falsă modestie, este 8 martie, dar pot să spun că sunt norocoasa soție a unui adevărat intelectual. Soțul meu citește foarte mult și mă susține și m-a susținut foarte mult în tot ceea ce am dorit să fac. Pe de altă parte, mi-a picat în mână un mic text care a fost scris de către fostul prim-ministru Constantin Arcetoianu, din care foarte puțin aș vrea să citesc, sper să vă găsesc aici, care vorbea atât de frumos despre viața culturală și socială din orașul nostru, orașul Focșani, pe care o punea așa pe locul 3, după, pe locul 4, hai să zic, după București, Iași și Craiova. Și Constantin Arcetoianu pomenește niște nume și aș vrea să vă citesc, sper să găsesc aici, că sunt nume de doamne, pentru că ele cumva animau viața culturală a orașului. În casele lor aveau loc serate literare. Erau improvizate inclusiv mini-orchestre simfonice, da? Se cântau, se făceau concerte, era perioada în care în oraș nu existau case de cultură, nu erau cinematografe, nu era absolut nimic. Și oamenii aceștia, practic, aveau așa numitele case deschise, case care țineau loc și de casă de cultură, de salon de bal și așa mai departe, și o să și găsesc textul, dar ziceam că o să am un mesaj și pentru domnul primar, pentru că asociația noastră, pe care eu o coordonez acum, asociația Eu, Tu și Ei, a început să organizeze mini-excursii și tururi, pornind de la informațiile din carte. Nu facem doar turul Focșaniului, am început să vizităm conacele boierești, care au rămas în zona de copie, am început să vizităm locurile care au povești de spus din trecut, și așa, anul trecut în toamnă, cred că sunt singura din Focșani care a organizat o excursie la Odobești cu oameni interesați de patrimoniu cultural, oameni care au plătit, vă spun sincer, cred că în jur de 100 de lei, ca să putem închiria un microbus, să organizăm o mică degustare și să vină să viziteze oameni cu orașul dumneavoastră. Eu iubesc orașul Odobești. Este unul dintre cele mai șarmante orașe din această zonă a țării. Îmi amintesc, veneam la hramul Bisericii Ovidenia aici în Odobești, domnișoară fiind de 15 ani, mi-amintesc ruinele vechiului Han și ultimul său proprietar, care încă stătea acolo și avea acel picior de lemn pe care îl purta după ce a fost în război. Nu mai știu cine e omul ăsta, cum îl chema. Ruinele acelui han. Încă mi-au rămas așa în minte. Bun, și am venit în Odobești cu un microbus plin de oameni care iubesc patrimoniul și vreau să o salut pe doamna Ani. Unde sunteți, stimați doamne? Vă salut cu drag, pentru că le-am făcut acestor oameni un program. Ce am vizitat în Odobești? Monumentele istorice, cea mai veche biserică a orașului, care păstrează încă o încuietoare veche replicată din secolul XVI. Am degustat vinuri și am avut bucuria să vizităm în pandemie așa cu măști și să organizăm un mic eveniment în curtea casei familiei Dumbravă, pe care eu o consider cea mai frumoasă casă din oraș. Ca și proprietară de altfel, doamnă deosebită și fină, care a avut amabilitatea să ne privească în curtea ei. Nu am făcut acest eveniment pe profit, dimpotrivă, oamenii care au venit m-au sprijinit să organizez un alt proiect derulat de asociația noastră, Carte în sate. Noi avem o bibliotecă într-o valiză, mergem în sate și călătorim cu copii și citim cu copiii și pentru copii. Și așa am ajuns să vizităm mai multe obiective de aici din Odobești. Eu cred, pentru că vorbim nu numai despre femei astăzi, ci vorbim despre femei prin prisma patrimoniului și prin prisma ceea ce oamenii și ele implicit au lăsat, îmi place că aici în Odobești există
primărie veche, în Focșani am dărâmat-o, din păcate. I-am pus explozibil, da? Ca să o dărâmăm pe vremea când Vacinski, fostul primar, era inginer, șef al orașului. Citisem că este și un geam de cristal care a supraviețuit la sediul primăriei din Onopești. Mi-amintesc când eram jurnalist, am văzut o sobă superbă, minunată, în biroul domnului primar. Aveți privilegiul de a avea în oraș piața agroalimentară veche, hala din Focșani s-a dărâmat, da? Încă mai păstrează o formă care poate fi readusă la viață. Și nu vorbesc numai de bisericile astea superbe pe care le aveți și ce pictură minunată este în Catedrala Ovidenia, cu acei soldați ai lui Hristos care parcă te privesc în față. Aveți spital de la începutul secolului trecut, în care eu m-am născut. Aici mama mea m-a adus pe lume. Cu doctorul Angheluță, care să rămână, mă sună de fiecare dată de ziua mea de naștere. Există școala viticolă, există liceul monument istoric, există gara orașului. De ce gara orașului să nu o putem transforma într-o sală de bal? De ce casa aceea Gaicu, care este superbă, de ce nu strălucește? Nu știu dacă e proprietate privată sau nu. Casa Gaicu, canonul. Nu, mă refer unde a fost sediul jandarmeriei. Nu, casa Gaicu. Așa. Vă spun, oamenii de ce merg în Paris? Să vadă blocuri? Nu. Vin să admire aceste monumente. Și oamenii pe care eu i-am adus și vreau să mai vin și îți mulțumesc, Vali, și pentru toate darurile și explicațiile pe care mi le-ai oferit, au venit să vadă istoria, cea mai supraviețuit. Și vreau tare mult, dar atât le mandat sunteți, domnul primar. Serios? Și încă această casă de cultură nu strălucește? Din păcate, de 5 ani de zile stă la CNI, la Compania Națională de Investiții, și se finanțează cămine culturale noi, în sate, care sunt unde nu se face niciun alt fel de act de cultură. Deci se plătesc în continuare sume fabuloase pentru clădiri ridicate de jos, care nu au nicio valoare istorică și nu au nicio... Păcat! Ar trebui să se schimbe ceva la nivel de politică publică, da? Și vorbim despre politică, pentru că nimic în țara asta nu se întâmplă fără politică. M-ați invitat aici, dar nu înseamnă că nu trebuie să vă spun, pentru că eu, chiar dacă nu mai sunt jurnalist, americanii au o vorbă care îmi place și cred că este din Biblie. Să-i deranjez cumva pe cei care stau confortabili și să le ofer mânghiere celor care ar trebui să aibă parte de milă. Iar cu patrimoniul, eu sunt un apărător al patrimoniului și mi-aș dori foarte mult ca această clădire superbă, care are și sală de spectacol, să arate și să strălucească într-o zi și să ne întoarcem aici la Casa de Cultură. Ai intrat, îmi cer scuze că v-am întrebat să vă spun istoria acestei case de cultură, care a fost în mare, așa o știu de la... a fost transformată în bucătărie. Pe modul și care eu am venit, în modul care eu am venit, atunci am reînființat casa de cultură, am reînființat cinematograful, am adus biblioteca în această casă de cultură. Ați făcut și l-am găsit pe Valentin, cu care am reușit să dăm viață acestui loc. Bun, dacă ar fi să ne întoarcem la firul cărții, da? Foarte mulți oameni au întrebat de ce a trebuit să scrieți o carte despre Unirea Principatelor și despre familie la atâta mare de timp, că au trecut 160 de ani. Ei bine, erau povești nespuse, da? Despre oameni și despre familii. Povești care scapă prin ochiurile mai largi ale istoriei generale, despre care a amintit domnul profesor. E istoria noastră, da? E mai aproape cămașa de piele decât haina și sunt povești pe care trebuie să le știm. Și așa, ușor, ușor, noi am strâns, nu vă spun cum, în arhive publice, private, în străinătate, prin biblioteci centrale universitare, împreună cu soțul meu, atâtea călătorii le-am făcut, am editat această carte prin asociația noastră, fără sprijinul vreunei instituții publice, la vremea respectivă, și am redat aceste povești orașului. Nu i-am spus istorie, pentru că v-am spus, nu suntem specialiști în drept, nici eu, nici soțul meu. Suntem doar doi oameni care își iubesc orașul. Și de asta am și pus istorie și nu istorie, destine, pentru că vorbim de niște destine și ale unor oameni, dar și despre destinele orașului. Și am adus această carte până în ziua de astăzi,
prin patrimoniu și prin moștenirea pe care acești oameni au lăsat-o. Am adus astăzi la dumneavoastră aici aceste tablouri, da? Dacă vă uitați la ele, nici mie nu-mi spuneau nimic. De exemplu, ați ști să-mi arătați care dintre aceste chipuri este a marelui nostru arhitect, Ion Mincu, fondatorul stilului neoromânesc în arhitectură, un artist desăvârșit, care a fost și în politică, a fost deputat conservator de Putna, a murit de tânăr, măcinat pentru că nu era lăsat să-și pună în operă ceea ce gândea el din punct de vedere artistic. Cine ar putea să-mi arate care dintre tablouri îl reprezintă pe Ion Mincu? Le spun copiilor la tururi că trebuie să-și scoată pălăria când trebuie să trecem pe lângă statuia lui din Focșani. Nu vreau să vă pun așa într-o situație. El este arhitectul Mincu. Este o fotografie din ultimii ani ai vieții. Este chinuit. El a murit, cred că avea o boală de ficat, destul de interiorizat. Iar aici jos, el s-a căsătorit cu fata boierului Constantin Robescu și Constantin Robescu era prefect. El a telegrafiat la București cum au întâmpinat focșănenii unirea, da? Deci, Elisa Robescu era fica lui Constantin Robescu, prefect în timpul Unirii Principatelor. Și Elisa, această minunată femeie, care a trăit la Paris până mai târziu, i-a devenit soție lui Mincu. Ion Mincu era băiatul unui negustor, iar ea făcea parte din cea mai importantă aproape familie boierească din Focșani. Iar Ruxanda Stamatin, sper să am un pic ocazia să vorbesc și despre ea, bunica fetei, a leșinat în momentul în care fiica ei a anunțat-o că se căsătorește cu arhitectul Mincu. De ce? Pentru că boierii, știți foarte bine, erau boieri de sânge, aristocrația asta de sânge, și era aproape inadmisibil ca să iei o fată, să te căsătorești cu fată de boier, să te căsătorești cu băiatul sărăntoc al unui negustor, într-o epocă în care nici nu se știa ce înseamnă să fii arhitect. Și am deschis puțin discuția despre femei cu Elisa, care avea studii făcute la Paris. Era o fată educată, era o fată frumoasă, pe care Ion Mincu a iubit-o foarte mult. Dacă aveți drum în București, lângă librăria, frumoasa librăria Club Verona, există sediul Ordinului Arhitecților din România, care a fost cumpărat de la urmașii familiei Mincu. Ultimul nepot direct al lui Mincu s-a prăpădit anul trecut. În casa lor se păstrează tabloul, de exemplu, al poetului unionist Dimitrie Tăscălescu, de care Vali cu siguranță știe mai bine. Nu l-avem aici pe Dimitrie, dar îl avem în carte. Ce să zic, era perioada în care, pentru că suntem de 8 martie, mie nu prea îmi place așa să dedicăm doar ziua asta femeilor, cred că trebuie să vorbim despre femei în fiecare zi. Și tocmai de aceea mi-am început discursul vorbind puțin despre proiect și de carte, în general, și nu despre femei. Am găsit mai greu mărturii despre femei, pentru că ele făceau lucruri remarcabile, însă nu prea aveau loc în spațiu public. Zona lor era zona căminului, zona cumva culturală, o zonă în care bărbații, doamnelor, au cam vrut și cam vor să ne țină și astăzi. N-am să dau un moment, dar eram jurnalist și de 8 martie, nu știu ce, am întrebat unui lider politic și a zis că locul doamnelor e la Cozonac. Și bine, la Cozonaci, să dea Cozonaci, mă rog, copiilor săraci. Și bineînțeles că a ieșit un mare scandal și l-am criticat atunci destul de mult, pentru că rolul femeilor nu este la Cozonaci. Și astăzi, fiind 8 martie, ce să zic, eu sunt suma, o am aici pe mama mea, sunt suma a nenumărate femei remarcabile, ale căror gene le port și eu. De asemenea, sunt suma doamnelor dinaintea noastră care au făcut lucruri extraordinare, astfel încât am și eu astăzi șansa să vin în fața dumneavoastră și să vorbesc despre această carte. Și trebuie să ne bucurăm, pentru că femeile sunt totul, de fapt. Da? Fără femei nu se poate. Am o doamnă, o prietenă care a compus un cântec, fără femei nu se poate. Și, într-adevăr, fără femei nu se poate. Ce vreau să vă spun un pic, ca să nu lungesc discursul. Am găsit niște femei extraordinare, cu povești extraordinare în Focșani.
Aș vrea să vă spun doar una dintre ele. Doamna aceasta care pozează aici ca o regină, da? Este Smaranda Apostoleanu. Am trecut venind la Odovești pe lângă casa ei. Avea cea mai frumoasă casă din oraș și mă întorc la Constantin Argeteanu care povestește în carte că sala ei de bal cu oglinzi venețiene și cu pereții tapetați cu mătase era renumită până la București. E drept, doamna Apostoleanu avea 5 fete de măritat și era firesc să-și țină casa deschisă. Însă femeia aceasta, dacă ar fi trăit astăzi, cred că ar fi avut șansa să ajungă și președintele țării. Pentru că era o femeie remarcabilă, a fost prima doamna orașului, soția lui Gheorghe Apostoleanu. De asemenea, el nu venea dintr-o familie de boieri, este singurul, nu singur, este primul, să zic, lider și bărbat de stat care s-a ridicat prin educație. A obținut titlul de doctor la Berlin, la un doctor în drept la Berlin, profesor la Academia Mihăileană, sfătuitor și sponsor al lui Alexandru Ioan Cuza. În momentul în care la 36 de ani s-a căsătorit cu Smaranda Apostoleanu, care nu era ea foarte frumoasă, dar era o femeie așa, i-am spus-o lui Vali un cuvânt dimineața, nu pot să-l repet, ea era fata unor boieri din Panciu și s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și este, cred că, focșăneata care, despre care se vorbește cel mai mult în istorie. Da? Am intrat în casa ei, se filmează și nu pot să vă spun mai multe, dar avea femeia asta și o vanitate a ei. Am găsit încă în casă, pe o ușă, monograma numelui ei, Smaranda Apostoleanu. În momentul în care orașul a fost ocupat de nemți, în primul război mondial, ea a fost scoasă din casa ei și a stat în altă parte, dar ea s-a întors pentru că i-a supraviețuit soțul ei din 1895 până în 1925 și a redecorat casa. În casa ei a fost găzduit regele Carol I cu regina Elisabeta. De mai multe ori când au venit la Focșani, iar iar Ferdinand la fel o vizitează când ea rămâne văduvă, ceea ce arată, o vizitează pentru un ceai, ceea ce arată că ea era respectată nu prin soțul ei, ci prin ce reprezenta ea. Iar descoperirea din cartea noastră, pe lângă faptul a fost președinta Crucii Roșii, alături de alte doamne din Focșani, au creat Societatea Doamnelor Vrâncene, care au susținut cu bani privați, pentru că nu se dădeau fonduri publice pentru educația fetelor, o școală profesională pentru fete sărace. Da? Fetele întotdeauna au avut acces mai greu la educație. Ea însăși nu știa să scrie, a învățat ulterior să scrie. Dar aceste femei au identificat o nevoie în comunitate și au dat mână cu mână soția prefectului Tufelcică, soția doamnei Apostoleanu, Alina Vidrașcu și alte doamne din aristocrația orașului au creat această școală pentru fete sărace, care a fost întreținută niște ani din buzunarul lor. Clădirea se afla unde este astăzi Liceul 5, Agricol. Este în această carte, dacă o să vreți să mă răspăliți. Era o clădire așa în stil elvețian. Ei bine, și aceste doamne cumva au pus bazele a ceea ce avea să devină școala de fete ulterior, pentru că, mă rog, pe la începutul anilor 1880 și, cred, s-a făcut și școală de fete la noi în oraș. De asemenea, o altă doamnă, cred că e cea mai minunată femeie din oraș, despre care noi am scris în carte, am numit-o noi ultima boieraică a Focșaniului, pentru că ea stăpânea practic jumătate de Focșani. Era fiica lui Ștefan Scarlată Scălescu. Vali avea un sânge și o genă foarte bună, pentru că Ștefan Scarlată Scălescu era lider al mișcării unioniste din Focșani, intelectual care a lăsat niște scrieri la fel de actuale și astăzi. Și pentru că e pandemie, el povestește la epidemia de ciumă cum a gestionat el situația stând într-o trăsură în mijlocul orașului. Dar și cum cei care au stat ascunși, boierii ascunși și de ciumă, după ce au ieșit și au cules roadele. Bineînțeles, au primit diplome și așa mai departe.
Ei bine, această femeie pe care o chema Ruxanda Stamatin, care a trăit și ea foarte mult, soțul ei a murit de boală de piept, cum se zicea atunci, sufereau toți bărbații din familie de ftizie, și ea a condus și a gestionat afacerile familiei cu mână de fier. Una dintre descoperirile remarcabile din această carte este descoperirea portretului oficial al soțului ei, Sândulache Stamatin, care chiar a fost lider al mișcării unioniste, Costin Stamatin, al cărui tablou l-am descoperit într-o biserică, în podul, uitat în podul unei biserici, plouat pe el, mai de capul lui, l-am publicat aici în carte, într-o biserică din fostul județ Putna, actualmente este în Bacău, satul Conțești. Și am scos la lumină acel tablou și sperăm, nu știu, să fie bine și să putem restaura acest tablou. Dar cum am descoperit datorită ei? Pentru că era atât de ordonată în a-și pune la punct hârtiile de familie, încât a lăsat un codicil, un adaos la testamentul ei, în care a spus unde a trimis portretele de familie și tablourile. Și noi ne-am dus la biserică după tabloul respectiv. Bineînțeles că prima dată ne s-a spus că nu este, pentru că nu se știa că acest tablou există. Ce să zic, această femeie, femeile din perioada respectivă aveau o viață grea. O viață mult mai grea decât o avem noi astăzi. În primul rând, mortalitatea infantilă era foarte ridicată. Smaranda Apostoleanu se spune că a avut împreună cu soțul ei vreo 10-15 copii. Nici nu se mai știe. Nu exista penicilină, nu existau copii, foarte mulți. Am cercetat în arhive și cele mai multe certificate de deces erau pentru copii de 5, 6, 10, 8 luni. Cine ajungea să fie adult era într-adevăr puternic și supraviețuia. Și au trăit femeile astea într-o epocă în care ele nu aveau voce, da? Dar totuși ele influențau cumva deciziile prin ceea ce făceau, fie că își deschideau casele și aveau loc serate literare, că se cânta în casele lor, că făceau, încheiau aceste alianțe matrimoniale. Dar au susținut foarte mult și efortul de război. Noi ne-am concentrat puțin pe femeile astea dintre cele două uniri. Și am găsit mai multe femei din Focșani care au fost decorate de familia regală a României după războiul de independență. Pentru că ele ce au făcut? Au reușit să facă un mic spital. Da? Știți, desigur, dacă nu știți, vă mai spun și eu și vă mai spune și domnul Muscă, războiul de independență a fost foarte costisitor pentru România, țara nu avea bani, iar regele Carol I le-a cerut oamenilor să susțină, să doneze care de boi, lână și așa mai departe, postav pentru uniformele militarilor. E bine, și femeile din Focșani n-au putut să stea degeaba și au creat un mic spital militar pentru răniții, vreo 20 de patru, din ce informații am găsit noi. Iar pentru asta au fost decorate de familia regală a României cu Crucea României sau ceva de genul acesta. Bun, sunt povești pe care noi le-am scos în stradă, da? Pentru că puțin dintre noi merg în arhive să studieze. Ce faci tu, Vali? Extraordinar. Dar oameni ca mine, care nu cunoșteau istoria orașului, au vrut să cerceteze mai mult și să publice aceste povești care sunt așa, de înțelesul oamenilor de rând ca și noi, scrise într-un stil așa puțin jurnalistic. Sper să aveți bucuria, așa cum o am și eu, să răsfăiți această carte. Coperta ei și toate aceste simboluri, tinerii de aici sunt mai familiarizați cu Pokémon, sunt un fel de Pokémon. Le-am zis noi între ghilimele, niște simboluri pe care noi le-am luat din arhitectura focșăneană. De exemplu, aici, ia uitați, aici este, așa numită eu, inima Focșanului. Este o secțiune din Hora Unirii care se afla lângă sala Balada. Un mic monument care înconjura borna de hotar și care, din păcate, acum a fost distrusă odată cu reabilitarea pieței. S-a făcut o replică, dar care nu arată la fel de bine. Noi utilizăm cumva aceste pictograme pentru a realiza cu tineri interesați de proiectele noastre, așa numitele vânători de comori arhitecturale. Pentru că spun niște povești. Fiecare poveste din carte are această pictogramă ei și toate acestea se reunesc pe copertă, fiind o invitație către oamenii de azi să privească mai cu atenție orașul,
să-L iubească mai mult, pentru că, așa cum spuneam la început, nu poți să salvezi, nu poți să lupți pentru ceva ce tu nu cunoști. Ați cam făcut spațiu așa în jurul meu. Pentru că nu este vorba numai de laudă, o descoperire foarte tristă a proiectului meu și al împreună cu soțul meu, este vânătoarea de morminte. Mormintele acestor oameni au supraviețuit uneori 150 de ani. Asistăm la o vânătoare de morminte, osemintele acestor oameni sunt scoase din gropile lor, iar locurile bune de pe aleile principale ale cimitirelor ajung să fie vândute uneori pe sume destul de mari, alteori pe alte aranjamente, așa numite noi elite. Asta nu este elite, asta este o... M-am uitat aici la Emily Barlow Șuțu, am găsit mormântul ei, este soția primului economist al țării, Nicolae Suțu, care a fost și președinte al Consiliului Județean, un adevărat intelectual, mă rog, cu rădăcini în fanaș, dar erau aduși din străinătate, dar au devenit patrioți. E bine, de-a doua lui soție, Emily Barlow Suțu, era o englezoaică. Ei au avut împreună doi copii. Ea este alături de unul dintre copiii ei, înmormântată în cimitirul Nordic din Focșani, exact lângă capela ridicată de Oboreni. Ce să zic, mormântul este năpădit de bălării, iar noi l-am găsit cu o notificare din partea primăriei că dacă nu-și plătesc taxele, mormântul lor va fi excavat. Și am fost foarte tristă, pentru că, până la urmă, cimitirele sunt grădini ale celor. Pot fi grădini urbane. Sunt memoria comunității. Memoria comunității. Trebuie să avem mare grijă de ele. Aș vrea să vă mai spun, da, uitați, nu era ea prea frumușică, pentru că, spune, era soția poetului Grigore Alexandrescu, de care primul fabulist important, probabil că știm toții din școală. Grigore Alexandrescu s-a înrolat în armata domnitorului din Muntenia și a fost trimis vameș la Focșani, unde s-a plictisit de moarte, că dea să numere oi, era blodul mare pe aici. Dar el s-a întors mai târziu în oraș, a fost și ales membru al Comisiei Centrale și s-a căsătorit cu fica unui boier important din Focșani, familia Stamatin. Ea este Raluca Stamatin. Nunta lor a avut în biserică, în capela Stamatineșilor de aici, de lângă Unire. Nașul lor a fost președintele Comisiei Centrale din Focșani, așa cum se face și acum, să te cunune perfect, președintele Consiliului Județean. Ne-a lăsat niște scrieri frumoase, inclusiv pe ea o descrie că era o ființă oacheșă, drăguță, care ascundea un trup plin pe sub largile fuste de tafta. A fost o mare bucurie să găsim imaginea la Lucrei Stamatin, pentru că pe Grigore Alexandrescu îl știm de prin cărți, dar imaginea ei e mai rară și a fost o descoperire a proiectului nostru. Iar aici e așa un mic clan, să spunem între ghilimele. El era boierul Scarlat Bondaș, care a pus la dispoziție, a închiriat pe bani, că nu o pusese pe jale, la dispoziția Comisiei Centrale, casa lui, de pe strada Comisia Centrală. Iar aici îl avem pe fostul staroste și ministru de interne al Moldovei, Iordache Pruncu, a cărui casă se păstrează în ruine, în curtea Colegiului Național Cuza. E o tristețe că totuși o casă contemporană cu Unirea, care într-o carte poștală veche era numit Palatul familiei Goriță, cel care urma să ia... să ia în proprietate casa, rămâne acum așa o ruină. Se va dărâma. Sper să nu. Cea din mijloc, am pus-o intenționat sus, este Catinca Pruncu. Era femeia fatală a Focșanului din perioada respectivă. Mai întâi a fost soție și ea era într-o familie extraordinar de bună. Avem și poza cu ea tânără în carte. Mai întâi a fost soția lui Scarlat Bondaș, care era căminar. Ce însemna căminar? Strângea taxele de alcool? A luat taxa de băut. Deci vă dați seama, era, ținea în mână ce era mai valoros. Dar l-a părăsit pe Iordache Pruncu, care, în ciuda faptului că era un cartofor, îi plăcea viața, era un tip băiatul rău al epocii, știa să trateze femeile, îi cumpăra rochii scumpe, bijuterii, perle, motiv pentru care ea l-a părăsit pe Scarlat Bondaș și a devenit soția acestui vornic Iordache Pruncu, de-a cărui nume se leagă
crearea așa-numitei poliții tainice din Moldova, ceea ce avea să devină serviciu secret, pentru că noi fiind la graniță, el primea bani de la domnitor, astfel încât își făcea informator, colaborator, să-i spună ce se întâmplă dincolo de... Și astăzi e la fel. De Mirho. Ei bine, ea i-a supraviețuit, el a respectat-o și a iubit-o destul de mult, pentru că el a murit, mă rog, în 1860 și ceva, dar i-a lăsat toată averea și toată casa. Aici, intercalați în trei dintre copiii lui, Dimitrie Fruncu a fost adiutant al domnitorului Alexandru Ion Guza și se spunea că era un confident al Elenei Guza, ca să nu spun mai multe, pentru că nu am dovezi, a fost parlamentar de Putna, prefect de Iași, avea o ținută, vedeți ce bine arăta. Aici, tablou acesta este al lui Nicolae Fruncu, el a fost primarul Focșan, se spune că el a adus cumva apa curentă sau a investit în a aduce apa curentă. Și are așa o față mai androgină, pentru că era și poet, era un tip care adora muzica, poezia. V-am mai adus-o aici pe Eliza Voinov, era soție de ministru. Nu știu ce face în orașul nostru astăzi soția unui ministru. Probabil că ar trebui să aibă un rol important, dar... Ea era, ce să zic, credea și ea în spiritism, se ducea să se trateze la băi în Occident, dar s-a ridicat, cum să spun, la rangul soției unui ministru, fiind și ea implicată în deschiderea acelei școli despre care v-am povestit, pentru fete sărace, dar pentru că nu vreau doar să laud, v-am spus că o să vă spun ceva despre doamna aceasta, pentru că ea și cu Voinov nu au putut avea copii, și au adoptat un băiat pe Mitriță și băiatul acestei doamne Eliza Voinov a lăsat o amintire despre când avea 9 ani și a ieșit la plimbare cu trăsura prin Focșani împreună cu copilul ei. La un moment dat, ea i-a ordonat vizitiului să oprească și cu un gest poruncitor l-a chemat pe sergentul de post care s-a grăbit să vină îndată bătând din călcâie, cerându-i să-i facă niște cumpărături de la băcanul de vis-a-vis. Vă dați seama, era... Mă rog, Voinov a avut diferite funcții în oraș, era doamna Voinov foarte cunoscută de toată lumea. Vardistul a luat banii și s-a grăbit să execute ordinul primit de la doamna Voinov. Doar Mitriță, nedumerit, întrebându-o pentru care motiv se folosește de funcționarii primăriei pentru servicii personale și răspunsul l-a primit imediat. Ce? Nu știi cine-i taică tu? Ba știu, ar fi răspuns copilul, dar dumneata n-ai voie ca în numele lui să trimiți vardistul să facă viața. Cred că nici tate mi-ar plăcea asta, o să-i spun. Și acest mic moment pe care l-am găsit într-un articol mai vechi, povestit de altcineva pe baza unor mărturii, eu cred că face diferența între ce a fost și ce urma să fie, pentru că orașul s-a modernizat, oamenii au început să se separe publicul de privat, au început să lupte puțin pentru drepturile lor și să fim cetățeni, ceea ce ne dorim și astăzi, să fim cetățeni. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați asistat așa la micul meu speech legat de proiectul acesta. Ar fi multe de spus. De exemplu, mi-am amintit acum când a venit Guza la Focșani, toate doamnele, bineînțeles, l-au primit, dar mai frumos a fost la Buzău, unde, din partea femeilor, a vorbit Irina Marghilăman, care era mama celui care avea să devină ministru, da? Alexandru Marghilăman. A fost o doamnă care a dat voie, adică să vină domnitor, să vină președintele, nici astăzi nu cred că vine președintele în Focșani și nu am văzut o doamnă ținând un discurs, cu excepția faptului dacă ar fi doamna prefect sau doamna primar. Deci femeile și-au câștigat în timp o voce, dar drepturile lor nu sunt nici pe departe de pline. Ele n-aveau la vremea respectivă foarte târziu drept de vot. Ziua Internațională a Femeii e în 77, când aveam eu un an, da? V-am spus și în ce an m-am născut. Încă femeile nu au suficientă voce, dar nu au, vă spun, pentru că nici nu sunt unite. Mi-amintesc acum ce spuneam Albright, marele diplomat american, și că există loc în iad pentru fiecare femeie care nu ajută altă femeie. Dacă noi, doamnele, am fi mai unite,
în jurul binelui, în jurul comunității, multe lucruri s-ar schimba în bine. Și cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu v-am plictisit foarte tare cu discursul meu, nu mi-am pregătit așa înainte, n-am vrut să vorbesc exclusiv despre femei, pentru că despre femei trebuie să vorbim în fiecare zi, nu numai de urmă. Mulțumesc! Și dumneavoastră care participați și ați descoperit cum arătau focșanii și prin femei acum un secol și jumătate, poate 1850. Să știți că nu era o epocă prea frumoasă, că facem apel la Mirohorski, la contele care a scris focșanii la 1856 și dacă citim acolo ne apucă groaza. Dar acel focșan de baroni acelui timp, au fost și atunci baroni, l-au transformat, s-au civilizat și avem orașul de astăzi. Încheie momentul mulțumindu-vă. Și vreau, Vali, puțin, pentru că mi-a plăcut o poezie scrisă de doamnă. Doar câteva versuri sunt, o iubesc. Și aș vrea să vă citesc o poezie, pentru că e martie, ați primit flori, v-ați îmbrăcat frumos astăzi. Iar eu, mie îmi place să citesc, pentru că promovez lectura cu proiectul local de sală. Ce dar să-ți fac acum că e primăvară? Din noi îți poți o rochie ușoară. Din ghiocei îți fac o cingătoare, la gât îți pun și lac de lăcrămioare. Te încalzi cu pantofiori de toporaș să fii cea mai frumoasă din oraș. Vrei și brățări, baluncă și cercei? Îți fac un set complet din brebenei. Și gata, nu mai am, știi bine, că am cheltuit vreo 3 poieni cu tine. Mai vrei și pace, bucurii și sănătate? Din astea n-am. La Dumnezeu sunt toate. Și atunci, cu dragoste în genunchea, rugându-mă la El să ți le dea. Este o poezie care mi este mie foarte dragă, scrisă de Magda Isaion, care a trăit până în 1944, mai cunoscută din nefericire ca soția lui Eusebiu Camilar, dar o adevărată personalitate feminină despre care ar trebui să vorbim mai des. Vă mulțumesc și permiteți-mi să vă aplaud și eu pentru tot ce ați făcut. Vreau să închei și eu, să închei, mulțumindu-vă pentru ultima dată în calitate de director la Casării Cultură, de luni 15 vă fi director în Muzeul Ana Focșan, dar vă mulțumesc pentru cei 10 ani petrecuți împreună, mi-ați fost dragi și chiar v-am iubit foarte mult și mi-am petrecut mai mult timp cu dumneavoastră decât cu familia mea. Cred că în acești 10 ani am creat o legătură între noi, autorități și dumneavoastră și presupun că la Odobești, Casa de Cultură nu este o instituție fantomă ca în celelalte orașe ale județului Vrancea, ci este o instituție care lucrează pentru recuperarea identității, nu pentru distracția cetățenilor, ci pentru îmbogățirea și aducerea în lumină a figurilor importante din trecutul orașului. De aceea, încă o dată vă mulțumesc tuturor și în acest moment nu înseamnă că nu voi reveni aici, dar nu în calitate de director. Domnule primar, mulțumesc mult! Dați-mi voi în încheiere să spun și eu câteva cuvinte. Nu se putea să am ultimul cuvânt. Dar vreau să spun, Pentru că eu sunt gazdă. Și pentru că suntem organizatori și pentru că Valentin m-a provocat și dumneavoastră pe parcursul discuției. Am vrut să fiu așa de mare puțin. Și pe parcursul discuției m-ați provocat câteva lucruri, dar să vă spun câteva cuvinte. Primul și în primul rând, această casă de cultură a avut o perioadă de o activitate culminantă datorată directorului casei de cultură și a parteneriatului pe care l-am făcut cu dumnealui în acești ani, în care ați luat la cultură. Suntem și 3 inși aici, de 4 și... Am ținut ca acest lucrare de cultură să funcționeze și să aducă la lumină cât mai multe amprente vii ale trecerii noastre pe acest pământ. Știți, bine că mi-a plăcut foarte mult să spun așa despre tot ceea ce a fost lansat la Odobești, care reprezintă amprente ale identității noastre pe aceste meleaguri. Plecarea lui Valentin de la Casa de Cultură nu este un moment pe care trebuie să-l plângem. Și nu este un moment în care să spunem că gata, am tras obloanele. Nu. Valentin are un plan. Și împreună am discutat. Are un plan
prin care să putem să facem în continuare astfel de evenimente și să facem, să avem o viață culturală la București. Ne vom mări echipa, probabil, cu un nou membru, poate mai tânăr sau poate cu o membru. Nu avem unde să știm, vom vedea, vom selecta în perioada următoare pe cel care va conduce destinele acestei case de cultură. Și sunt convins că de evenimente, de genul celui de astăzi, vom mai avea multe de scris. Iar doamna Silvia Vrânceanu, jurnalista Silvia Vrânceanu, cea care, și publicista Silvia Vrânceanu, cea care astăzi ne-a onorat prezența, sunt convins că vom mai scrie mult despre Odobești și despre istoriile Odobeștiului. Pentru că am observat că ține foarte mult la clădirile de patrimoniu. Și eu țin la ele. Și mie îmi plac. Și știți foarte bine că am căutat să facem împreună diverse soluții, să spunem, ca să le aducem la viață. Gara, a spus bine, ne chinuim de câțiva ani buni să o preluăm. Nu se dorește de la CFR Galați. Este acum avem acțiune în instanță pentru rechiziționarea monumentului istoric. Și readucea prin patrimoniul public, pentru că asta a fost ultima soluție la care am ajuns. Și vom merge cu ea mai departe. Casa de cultură, această frumoasă clădire, doamna de Anastase Georgescu, fost primar al orașului Odobești. Clădirea de la școala Caragea, pe care ați văzut-o, că o avem deja în lucru acolo, și care este donată de Ștefan Dragobir, cu dorința de a pune acelei clădiri în care va funcționa un centru de zi. Peste un an de zile vom deschide un centru de zi, tocmai pentru mama și copil, mama și copil ocrotite de lege, împotriva agresiunilor. Vom avea acolo un nou centru de zi, în acea clădire și vom da iată viață. Însă, la spital, față de spitalul militar, nu am avut o clădire în moment istoric. Ne-am avut un spital dintr-o cazarmă din timpul războiului. Dintr-un grajd, maternitatea era făcută în fostul grajd al cazarmei, iar o singură clădire este din cărămidă, cea care va și rămâne în curtea spitalului. Restul vom demula absolut tot, pentru că sunt clădiri fără valoare istorică. Și sper să puneți în valoare monumentul dedicat războiului balcanic, pe care acolo în curte și unde numele regelui A fost pentru că nu le convenea comuniștilor ceea ce scria pe acel moment. Dar noi îl vom repune în valoare acolo, astfel încât tot ceea ce se va amenaja ca și zona arhitecturală și o zonă de circulație, va pune, deci se va învârti în jurul acestui monument istoric. Este foarte important pentru noi să ne păstrăm clădirile, dar clădirile valoroase. Eu sunt de acord să păstrăm. Uitați, primăria, spre exemplu, este o clădire, monument istoric, dar care nu are niște elemente foarte valoroase de arhitectură. Este o clădire care are, prin vechimea ei și prin importanța ei ca și o instituție publică, deci are o valoare mai mult sentimentală pentru noi odobeștenii decât o valoare a monumentului în sine. Însă, noi vom construi o clădire nouă pentru primărie și știți bine că am discutat că în ultima parte a activității mele politice mă voi ocupa și de primărie. Atunci când voi considera că am terminat tot ceea ce aveam de făcut în oraș, atunci vom face și sediul de primărie. Și a venit timpul. A venit timpul și acelei clădiri să facem un sediu nou și vom face acolo un sediu de primărie nou. Deja este depus proiectul. Însă, doamna Silvia Vrânceanu, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați încercat să faceți astăzi la noi aici la Odobești, să aduceți în atenție femeile din orașul Focșani, dar să știți că și în orașul Odobești am avut foarte multe personalități și oameni de marfă, oameni care au muncit la crearea imaginii României noi, oameni care, prin diverse funcții pe care le-au avut, în diplomația română, de la anii 1600, 1700, 1800, au reușit să facă județului Putna și României, ulterior, o imagine frumoasă în lume și
De aceea, cred că cu toții trebuie să avem în vedere că istoria noastră a odobeștenilor este extraordinar de importantă și ne-ați provocat, să găsim resurse, să putem să subvenționăm o lucrare adevărată despre orașul Odobești, un ghid al orașului nostru. Oricum, Vali a făcut lucruri. Eu am descoperit povești pentru că mi l-a spus Vali. El e un povestitor. Să știți că și noi, soțul meu când mi-a propus să facem cartea asta, i-am spus eu nu vreau să facem carte, pentru că se scot prea multe cărți. Oamenii scriu mai mult decât citesc. Și am spus, hai să facem o carte deosebită, o carte, dacă mă duc cu ea la New York, să nu fie rușine. Și cartea mea, tenografică de excepție, și o carte care zic eu că mă reprezintă, și o carte care trebuie să placă și tinerii generații. Iar clădirile pe care le-am, inclusiv primăria, faceți o altă primărie, că na, poate sunteți mai buni funcționari acum, dar nu dărâm asta. În niciun caz. Această primărie rămâne ca zonă de prezentare și de protocol a primăriei, un loc în care se desfășoară ședințele de Consiliu. Ele au fost mutilate pentru că au trecut prin diferite renovări și așa mai departe, dar acum vreți să plece oamenii acasă, nu o să plece așa cu poezia mea frumoasă despre primăvară. Dumneavoastră vreți să vorbim despre patrimoniu, iar lucrul ăsta este important. Ce vreau să vă spun este ce am spus la început. Oamenii au plătit să vină să vadă Odobești și să vadă clădirile istorice din Odobești, să guste un vin din Odobești, să luăm de la doamna Sâmbulescu niște gogoși. Asta am făcut cu oameni. Dacă s-ar pune în valoare clădirile acestea de care am vorbit, care spun povești, cred că Odobești are șansa să fie mult mai atractiv decât Focșanul. Odobești va fi mult mai atractiv decât Focșanul. Odobești va fi, eu spun, vis-a-vis de strategia dezvoltarea orașului, ceea ce se va întâmpla în orașul Odobești în perioada următoare. Probabil că o să vedeți și o să vedem cu toții în parcursul timpului. Nu suntem într-o perioadă în care să ne lăudăm. Știți foarte bine că eu sunt foarte zgârcit vis-a-vis de laude și mai ales ale administrației. Eu demonstrez doar prin ceea ce facem, cu lucruri concrete. Gândiți-vă că orașul Odobești va fi singurul oraș din toată Moldova care va avea două detalii aceasta, care va avea două obiective, Observator Astronomic și Planetar. Deci aceste două obiective. Nu într-o clădire monument, sunt clădiri noi care se construiesc. Da. Din păcate, administrațiile care au fost în momentul de față și guvernele nu au înțeles că trebuie să existe programe speciale pentru monumentele istorice. Biserica Cazacă este un monument clasa A, care prin lege trebuie să primească de la Ministerul Culturii anual bani pentru conservare. O avem clasificată ca monument istoric clasa A în proprietatea primăriei de 14 ani de zile. Niciodată. Un cent. Vedeți, vorbeam despre unire. Trebuie să luăm exemplul de la generațiile trecute care și-au luat destinul în mâini și au dat mână cu mână pentru că istoria și evenimentele astea mai nu ni le-a dat cineva cum le-am învățat la școală. Îmi pare rău că au plecat tinerii, că nu, nici mie nu-mi plăcea istoria. Da, pe unire. Uniunea Europeană nu a finanțat până la momentul de față. Să știți că nu trebuie nici de la Uniunea Europeană. Când vrea să se facă ceva, se găsesc bani. Resursele sunt limitate și știți foarte bine. Dar am început să fac cartea asta, n-aveam niciun ban. Și am zis, domnule, se găsesc bani, că bani sunt, dar trebuie să mai fie și ceva. O înțelegere, o cooperare instituțională, o inimă bună, dar se întâmplă lucruri frumoase, să încheiem într-o notă pozitivă. Corect. De aceea, ceea ce s-a întâmplat la Odobești în Casa de Cultură de parcursul timpului a fost exact într-o notă de prietenie și de... Vă așteptăm cu mare plăcere. Permiteți-mi să vă felicit pentru ziua de astăzi și să vă ofer o buchet de flori din partea noastră. Vă mulțumesc mult de tot și mie permiteți-mi să dau buchetul mamei mele. Pentru că n-aș fi fost dacă nu era ea. Și pentru că a venit, mi-a făcut surpriză.